În ziua de Crăciun pe stil nou, satul Sculeni, raionul Ungheni, a fost gazda festivalului raional de tradiții și obiceiuri de anul nou cu genericul După datina străbună. Se colinde și se ure de sărbătoare, în această zi au venit 13 colective artistice din 10 localități rurale ale raionului. Capra, ursul, țiganca și multe alte măști nu au lipsit din scenetele prezentate de participanți. Au fost doritori mai mulți, dar cred că o să mai facem și în altă zi sau o să ne gândim cumva ca să-i cuprindem pe toți și într-altă zonă a localităților noastre din raion. În afară de festival, deci colectivele care au venit cu colinți, cu diferite măști, capre, urși, va fi și aprinderea brăduțului comunitar, unde va fi un spectacol teatralizat și pentru maturi și pentru copii. Colectivele ce au participat la festival au prezentat publicului numere artistice de anul nou specifice localităților de unde provin, ceea ce demonstrează un schimb cultural diversificat. Aceste sărbători sunt o modalitate de a mă uni cu toți prietenii, cu toate rudele, cu toți cei dragi, pentru că așa e la noi, toți împrăștiați, pe unii și care și pe unii. Am venit cu colectivul Ciutra, formația Ciutra din Citireni, și am venit cu un program variat, cu colinde, cu urături bogate. Noi suntem din satul Măgureli și vom reprezenta capra și urs, tradițiile moldovenești. Și eu sunt țigan, avem capra, ursul, negustorul și doctorul. Festivalul anual de tradiții și obiceiuri de anul nou cu genericul După datina străbună, în acest an a ajuns la cea de-a 25-a ediție.